Filmul care ilustrează viața judocanului moldovean Oleg Crețul este gata și în curând va fi proiectat la un festival cinematografic din Rusia. Acesta se va desfășura în perioada 15-20 august. Filmările s-au desfășurat în mai multe țări și l-au avut în prim plan și pe antrenorul sportivului Vitalie Grigor, cel care l-a ajutat pe discipolul său să facă față provocărilor după accidentul în care și-a pierdut soția și vederea. La 22 de ani, maestru al sportului, vicecampion european și participant la Jocurile Olimpice de la Atlanta, Oleg Crețul este implicat într-un accident teribil care îi împarte viața între înainte și după. În acea groaznică coliziune își pierde soția și vederea, iar fără sport și fără muncă începe să se piardă și pe sine. Prietenul din copilărie, Vitalie, îl va ajuta să-și recapete sensul și victoriile în sport. Toate aceste detalii bazate pe fapte reale despre prietenie, loialitate și dragoste umană sunt prezentate în proiecția cinematografică intitulată Crețul. Живой? Что значит вроде живой? Надо вести в киш. У нас ничего нет. Pelicula a fost realizată de o echipă formată din peste 50 de profesioniști din Rusia, Ucraina, Moldova și România, iar ideea aparține regizoarei ruse Alexandra Lihachova. Eroii principali au fost jucați de Nikita și Sergei Volkov. Acțiunea are loc în anii 97-2002. Echipa de creație a filmat în Rusia, Turcia și Lituania și, bineînțeles, în diferite locații din Chișinău, dar și în regiunea transnistreană, acolo unde au găsit locații asemănătoare celor din perioada anilor 90. Am încercat să-l contactăm pe Oleg Crețul pentru a vedea ce emoții îl încearcă înainte de premieră, dar potrivit antrenorului de judo Alexandru Ciuș, sportivul este plecat la un campionat peste hotarele țării. Tot el ne-a spus că a participat la filmări, menționând că se simte onorat să facă parte din echipa de producție. A venit echipa date cu totul utilaj, început să filma și noi am văzut pentru că au rugat pe toată echipa să ajute cine dorește să iei parte. Au fost, da, toată echipa de la Mosfilm, au fost echipa puternică, am văzut profesionaliști puternici, au fost o echipă tare mare. Premiera filmului Crețul va avea loc la festivalul Caroce, desfășurat între 15 și 20 august în Kaliningrad.